Senatorul PSD Nicu Șorcionoiu a vorbit în cadrul conferinței de presă din data de 15 aprilie despre criza generată de demiterea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu și despre viziunea personală legată de dezvoltarea economică a județului Călăraș. De asemenea, senatorul a prezentat pe scurt interpelarea sa adresată ministrului Transporturilor Cătălin Drulă privind necesitatea demarării lucrărilor de dragare pe brațul Borcea. Trăim o criză guvernamentală, o criză politică, o criză pe care în momentul acesta cred că în analele istoriei nu a mai fost. E greu să discutăm în momentul acesta despre niște lucruri care în această pandemie se întâmplă în defavoarea cetățeanului. N-avem în momentul acesta un ministru al sănătății. Văd că USR-ul în acest moment nu își mai asumă calitatea de, să spunem, lider al Ministerului Sănătății. Mi-e greu să cred că primul ministru va putea stăpâni această pandemie, pentru că lăsăm la o parte toate celelalte lucruri. Să știți că toți suntem oameni. Funcția de prim-ministru e o funcție grea în acest moment. E greu să acoperi și Ministerul Sănătății, unde altfel este greu să acoperi această viață confuză pe care o avem acum, în acest moment. Gândiți-vă că în momentul acesta toți facem cea mai mare greșeală, căutăm vinovați. Căutăm vinovați pentru victimele din tirurile care au fost, căutăm vinovați pentru ce s-a întâmplat în Foișor, la Spitalul Foișor, căutăm acest vinovați pentru a distrage atenția asupra lucrurilor esențiale. În acest moment, țara noastră nu merge bine. În acest moment, suntem îndreptățiți să ne asumăm criticile cetățenilor vis-a-vis de partea guvernamentală, pentru că noi, parlamentarii, și în special guvernul, nu ne-am făcut datoria față de cetățeni. Există în momentul acesta o disfuncționalitate și a Parlamentului și a Guvernului, pentru că în momentul ăsta PSD-ul este acoperit din punct de vedere parlamentar, din punct de vedere, să spunem, procentual la vot. Nu am putut și nu putem în acest moment să trecem nicio moțiune, nu putem să trecem niciun amendament. În acest moment, ceea ce se decide așa se face și cetățeanul în această perioadă grea, perioada europeană grea, este foarte, foarte nedreptățit. Gândiți-vă că în acest moment, dacă nu se rezolvă problema sănătății, dacă nu se rezolvă problema cât mai rapid a numirii unui ministru al sănătății, toți acești oameni în această criză vor avea de suferit. Vor fi mult mai multe victime, vor fi mult mai mulți oameni nemulțumiți, sistemul nu s-a schimbat cu nimic, nu s-a întâmplat ceea ce a spus USR-ul, că vom schimba, vom modifica, nu s-a schimbat absolut nimic și în acest moment avem o problemă pe care nu știu, nu cred că poate fi rezolvată rapid. Toți colegii mei, în frunte cu primarii noștri, încercăm să atragem cât mai mulți bani europeni pentru a crea o posibilitate de dezvoltare locală, economică, pentru primării, pentru primăriile de municipiu, primăriile de comune. Problema este alta. S-ar putea să atragem foarte mulți bani, dar s-ar putea să nu avem bani de finanțare. În acest moment, gândiți-vă că nu s-a lansat nimic. Nici partea de IMM-uri, nu există nimic, doar niște vorbe aruncate în vânt. Nici partea de PNRR nu merge absolut deloc. Și atunci, toți acești oameni care au nevoie de dezvoltare, au nevoie de infrastructură, au nevoie de atragerea agentului economic, pentru că nu s-a atrage niciodată agentul economic dacă nu creăm infrastructură, vom fi nevoiți, dar să știți că toți primarii, nu este un primar, să spunem, un primar PSD sau un primar PNL, nu, toți primarii vor fi puși în aceeași situație în care, în acest moment, vor avea proiecte depuse, dar nu știu câte dintre ele vor fi finanțate. Există o birocrație foarte mare la nivelul Ministerului, există o birocrație care, să spunem că s-a schimbat oarecum și s-au schimbat, să spunem, doar pixurile ale persoanelor influente de partid, dar în momentul ăsta nu a plecat niciun ban nici spre comună, nici spre municipiu, nici spre județ. Doar acel buget sărăcăcios care te ajută să supraviețuiești, să spunem, până în luna iunie-iulie, așa cum nu ar trebui, dar gândiți-vă că partea de investiție se face cu cofinanțare. O să avem nevoie de cofinanțare, o să avem nevoie să dăm primarilor harnici, primarilor destoinici care s-au descurcat și au proiecte, o să avem nevoie să le dăm acele fonduri de care au nevoie. Populația gândește că au nevoie și au așteptările, cele care le-am promis noi în alegeri, au așteptări mari de la noi, au nevoie de dezvoltare, au nevoie de
înființarea anumitor societăți în mediul rural, în mediul urban, pentru ca să putem să stabilizăm, să spunem, partea asta bugetară. Nu mai putem să trăim decât aducând investitori, decât creându-le condiții acestor investitori, aducându-le toate utilitățile, în așa fel încât să dezvoltăm partea economică, mică, mare, de așa natură, ca bugetul sau bugetele noastre să crească. Cam atât am spus. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați, vă răspund la ele. Despre dragarea brațului Borcea, ce am văzut la Despre dragarea brațului Borcea, la sugestia mai multor agenții economici și datorită faptului că de vreo 20 de ani nu s-a făcut dragajul brațului Borcea, am făcut o interpelare și aștept răspuns de la Ministrul Transportului. Mai avem de făcut interpelări și împreună cu domnul deputat Barna și domnul deputat Bârcă o să avem o audiență și la Ministrul Transportului și la Ministrul Turismului pentru a rezolva aceste probleme. Este o condiție esențială brațul Borcea și care a copilărit în acest oraș. Cred că își aduce aminte de faptul că brațul Borcea era navigabil în toată perioada anului. Acum, acest braț este navigabil doar o perioadă destul de restrânsă de timp și toți doresc la societatea Rompai până la portul Călăraș, până la societatea Prefab, toți sunt partenerii noștri, toți trebuie să ajutați, dar și noi la rândul nostru trebuie să fim ajutați și trebuie să găsim condiții de finanțare. Este o provocare pentru noi în acest moment, pentru că până acum nu s-a făcut o interpelare vis-a-vis de acest braț al Borcii, pentru că până acum nu s-a pus o problemă care ține doar de economia. Să spunem că cel mai ieftin transport este cel naval. În acest moment, să spunem că partea navală sau partea de CFR este lăsată de izbeliște și încercăm, în momentul ăsta, să reactivăm. Mulțumesc!